auzit. Nu cred că ne mai gândim la visele noastre, ci îmbrățișăm ce ne aduce Universul. Nu ne mai gândim la ce o să facem peste 5 ani, nu știm. N-aveam cum să știm. Chiar dacă visăm, nu știu dacă deranjăm, dar ceva, tot deranjăm ceva acolo. Așa. Și să vedem acum ce sfaturi primesc eu pentru gândurile astea năstrușnice. Cinci, șase, șapte, 20, 12, 20, 25. Oricum, ca să se împlinească visele, trebuie să ai un vis. Sănătos, spiritual în primul rând, vibrat, deschis, iluminat, altfel se întâmplă ceva, de ce nu are, se întâmplă ceva de ce nu are nevoie nici sufletul tău, nici pământul din tine, cu atât mai mult. Și atunci suntem deschiși la orice vine, orice se întâmplă și ne bucurăm de clipă de clipă. Și e acolo. Admirăm, nu mai ne bucurăm, admirăm cumva vibrațional se întâmplă clipa de clipă. E ca și cum ai ști să te bucuri de orice cadou primit. Fie un aer proaspăt respirat, fie foc, ceai fierbinte, carte, film. Și vibrează bucuria, admirația, paranteza. Vibrează până la dimensiuni foarte mari, adică se deschide mult, mult. Avion. Struguri, lacrimi, bucurie, lacrimi de bucurie sa, școală, copii, 54, 54. 9. Vouă. Sute.
Din ce? Din toate. Mulțumesc. 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 A. Și ziceam, în copilărie e visul gândului neprihănit, e fără, e curat. Dacă am observat, ai observat ce ai visat în copilărie, să ajungi, să devii, să faci mai în glumă, mai în serios, sau că am realizat în orice direcție, nu neapărat profesie. Copiii, când visează, gândesc, de fapt, vibrează. Se concretizează în cuvânt, dar e vibrație mai mult. Îngeraș. Simplu. Mulțumesc. Cam asta răspunde.